Bună dimineața! S-a trezit dulceața și ce credeți că a făcut? S-a pus în fața oglinzii și a început să se macheze. Astăzi, glumesc, astăzi mi-am făcut un look natural, doar cu produse cremoase și vreau să vă arăt și vouă toți pașii prin care am trecut ca să obțin look-ul pe care îl vedeți aici de față. În primul rând, m-am folosit de BB cream-ul de la Nuoderm, care este ajutorul meu numărul 1 atunci când vreau un BB cream cu acoperire foarte bună. Astăzi m-am trezit cu niște monstrules pe față și m-am folosit de el, plus că are SPF, deci am tot ce trebuie în acest BB cream, nu mai trebuie nimic, are tot ce trebuie. În plus, înainte să vă arăt toți pașii, vreau să vă fac mega anunțul mega giveaway-ului, care are loc la ei pe site începând de astăzi și până pe 31 octombrie. Cei de la Nuoderm, pentru că sărbătoresc un an de zile de când au lăsat aceste produse pe piață, vor să facă 8 oameni fericiți. Primul dintre ei va câștiga un Ford Puma valoare de 22.500 de euro, ați auzit bine. Doi dintre câștigători vor avea două genți Louis Vuitton, iar 5 vor avea Dyson Airwrap Complete Long. Sigur ați auzit de ele și sigur vreți să fiți printre câștigători, așa că tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site, faceți cumpărături în valoare minimă de 179,99 ron și vă înscrieți automat la tombola. Concursul se desfășoară de astăzi și până pe 31 octombrie. În plus, cu codul meu Daniela10, primiți 10% reducere la toate produsele, inclusiv cele deja reduse, o să aibă 10% extra din partea mea. Daniela10, intrați pe link și înscrieți-vă în concurs. Bună dimineața la cafeluță! Astăzi vreau să ne facem un make-up natural, un look așa ca și când eu așa mă trezesc dimineața și nu-mi pun nimic pe față. Deci aia o să avem astăzi și vreau să vă arăt ce produse cremoase folosesc eu, așa că o să încep cu BB cream-ul care ne aduce aceste rezultate, dar ne și acoperă problemele pe care le avem. Uitați-vă cum am trezit eu astăzi. Voi folosi Nuoderm. Ce îmi place mie foarte mult este faptul că acoperă bine. Sincer să fiu, eu de multe ori îl folosesc și în loc de fond de ten, pentru că își face treaba extraordinar de bine. Se poate observa. Deci are un finish foarte natural. Așa mi se pare. Pentru că folosesc produse cremoase, am găsit acest Rimmel London Wonder Cloud. Așa, nu am mai auzit de el, dar l-am luat pentru că voiam să fac video ăsta cu voi și mi-am pierdut ce foloseam eu de obicei de la Lancome pentru zona de contur, dar o să-l testez acum în premieră cu voi. Ai, mișto! Îl dăm așa puțin. Foarte fain, nu mă așteptam să-mi placă. După care îmi aplic rimelul, o să pun rimelul meu de la Dior. Nu știu dacă mai sunt fete ca mine care tragă halul ăsta de ochi, dar efectiv nu mă pot dezobișnui. De asta nici nu mă dau cu concealer înainte, pentru că tot timpul asta mă trag de ochi încât îmi lasă urme pe aici, dar asta sunt. După care, cum spuneam, vin cu concealerul și acum priviți. Vin cu concealerul aici. Asta am învățat de pe Instagram și TikTok. Vin cu blush-ul cremos. Și îl întind, după care mă duc peste blush și mă plimb cu el așa. Mi se pare că arată super natural. Apoi vin tot cu această chestie ce mi-am cumpărat-o pentru ochi. O pun pe mână, așa, și o să iau cu o pensulă pentru fond de ten. Și probabil o să vedeți puțin mai ciudat, dar în realitate arată foarte fain, foarte bine. O să folosesc puțin din acest produs și sub ochi. Și un pic de rimel ca să fie make-up-ul complet. Și mai fac buzele și gata. Pentru buze folosesc Melchior. Nuanța Brownie.
După care vin cu I'm Rich de la Lorraine, care nu mi se pare ceva wow, pentru că e așa ca varul. Dacă pui mult, e îl tapotez, adică pun puțin așa. Mai pun puțin gloss. Și asta e look-ul final. Să știți că nu mă ajută foarte tare lumina, dar sper să vă dați seama din video. Am fugit.